În legătură directă cu noi la această oră este liderul AUR, George Simion. Mulțumim, domnule Simion, pentru intervenția la Decisiv. Bună ziua, doamna Porumbel. Ce s-a întâmplat, domnule Simion? De ce acuzați că sunteți urmărit în trafic de o patrulă de jandarmi? Să vă explic. Noi am avut un eveniment electoral, politic, la Tebiș, în județul Arad. Și colegii mei mi-au semnalat, imediat cum am dat din mașină jos, la 20 de kilometri de Sebiș, la Moneasa, că în urma noastră, cam la jumătate de kilometru, pe tot traseu, a venit un echipaj de jandarmerie. Echipaj de jandarmerie pe care l-ați văzut, n-are nicio vină, s-au comportat civilizat oamenii, dar să meargă echipajul de jandarmerie după mine, am fost la un eveniment public, politic, la Sebiș, și aici, la Moneasa, particip la un eveniment privat. Domnule Simion, dumneavoastră faceți niște acuzații extrem de grave. Ați vorbit despre filaj, despre faptul că sunteți filat la ordin politic. Aveți probe? Păi, de exemplu, dacă am spus și în acest video, dacă pe proprietarul hotelului unde am dormit două nopți îl sună poliția, îl sună jandarmeria să-l întrebe când mă cazez, de unde vin, ce vreau să fac. Aveți înregistrările, domnule Simion, ale există, acestor apeluri? Sigur că da. Le puteți pune la dispoziție? Sigur, deci... Le puteți pune la dispoziție și nouă? Voi face public toate când? Mașinile de la 21 Sfert, care ne luau în campanie electorală, ne duceau până la limita județului, după aia ne prelua altă mașină de la 21 Sfert. Domnule Simion, când faceți publice aceste dovezi pe care susțineți că le dețineți? La fel cum am făcut publică înregistrarea deputatului de AUR de la Timiș, Ciprian Titi Stoica, care a încercat să fie mituit pentru a nu vota la moțiunea de cenzură împotriva lui Florin Cîțu, vom prezenta publicului toate aceste... Când, domnule Simion, când? În perioada următoare, când le avem pe toate grupate, pentru că deja s-a depășit un anumit punct, după părerea mea. Eu sunt de o săptămână plecat din București, în toată țara. Și ce probe aveți că este Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, implicat în toată povestea asta, pentru că v-ați referit la dumnealui? Păi, eu nu știu, dacă văd jandarmerie, dacă văd poliție, dacă văd 21 Sfert, care aparțin de același minister, mă gândesc cine conduce acel minister. Domnule Simion, cum v-ați dat seama că erau de la 21 Sfert, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, DIPI se numește, Direcția de Protecție a Informațiilor din cadrul Ministerului de Interne. De unde sincer, știți că erau de la 21 Sfert? Sincer, nici nu știu cum se numește DIPI, DGIPI. Cert este că alături de noi, membrii de partid, sunt și foști polițiști și foști jandarmi, care îi cunosc pe acești oameni și mașinile lor Duster albe care nu sunt inscripționate. Și știu mașinile astea. Domnule Simion, susțineți că această patrulă de jandarmi, ca să înțelegem, a plecat de la Sebeș, unde erați dumneavoastră. De la Sebiș, Sebiș, Arad. La Sebiș s-a întâmplat acum o săptămână, în Alba. Așa? Și da. A ajuns până unde? Până la Moneasa, 20 de kilometri distanță. Ați văzut acest lucru în oglinda retrovizoare? Aveți înregistrări cu drumul? Au recunoscut și ei în filmare, au spus că asta ar fi zona lor de patrulare. Păi și poate nu aveau treabă chiar cu așa dumneavoastră. E. Sigur că da. Păi, în momentul în care stau în afara evenimentului la care particip la Sebiș, trei ore n-au patrulat. Au patrulat numai când m-am pus eu în mișcare. Fac precizarea pentru cei de acasă că am contactat Jandarmeria Română pentru un punct de vedere. Nu au dorit reprezentanții să intre în legătură directă cu noi. Au spus că vor reveni cu un punct de vedere, o reacție pe această temă. Domnule Simion, de ce credeți noastră că sunteți filat, urmărit?